Înainte de începerea acestui episod, vreau să-i fac o promovare lui Florin HD, are 200 de abonați, face videoclipuri cu CSGO, Minecraft, FIFA Online, GTA San Andreas Multiplayer, văd Minecraft, stai că am mai zis toată, Minecraft, Sniper, Ghost Warrior și multe altele. Tipul acesta mi-a făcut și mie promovarea, așa că am zis să-i fac și eu lui. Și vedeți că am auzit de la el că vrea să facă și un giveaway cu un cont de Steam cu CSGO, așa că dați și voi aici un subscribe să fiți la curent când o să facă giveaway și poate cine știe, vă faceți cu un cont de CSGO. Acum să trecem la episod. No bun, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Stai, văd bine ce scrie acolo. Ai de cap, minus 44 de grade, bine înțeleg, ora 1.35, dacă asta trebuie să însemne 0.135, cred că ora 1.35 trebuie să fie aia. Bă, atunci minus 44 de grade, ce dracu e acolo, Antarctica? Nici în Antarctica nu e așa fric, pe acolo doar minus 30, e mai cald acolo. Dacă s-ar putea numi minus 30 de grade mai cald, dar totuși, mă rog. Bine, pentru ruși nu cred că e o problemă frigul, că având în vedere că ăștia beau vodka ca pe apă, ne. Hai mă, nu bubui o dată. Bun. Îmi place să bubui chestii, ce? Fiecare cu pasiunile lui. E fain, ăla s-a pus lângă mașina aia care arde și n-are nici pe dreacu. Stai, asta e muiere? Ia, ce nume are? Irina Serova. Ok, hai să apărăm muierea să nu o omoare. Ce l-am aruncat pe ăla? Auzi-o pe una, o cheamă și Sasha. Sasha Banks, cum dracu o cheamă? Sasha și mai cum? Să n-am auzit-o bine sau fi ceva pe limba rușilor. Pe aici e curat. Ok, uite aici o... De-asta un... car, nu știu cum. Au adus tankuri, că de ce să n-aducă tankuri? Bă, dar nu pot să iau mitraliera asta cu mine. Deci trebuie să merg să iau bombe, bun. Să luăm pe ăla. Pe lângă picioare i-am dat. Pe l-am luat în cap. Încă se mai trăște, nu se mai trăște. Ok, hai să mă bag după ăsta, hai să fug să iau bomba. Bă, da, muierea aia mai trește sau o fi murit? Cine știe? Mișto că în război găsești și femei. Parcă la primul episod sau al doilea era și un pradel care se lupta cu noi aici în război. Bine, am vedere că trebuie să-ți salvezi patria de moarte, da. Ok, mi-a dat niște muniție, nu știu de ce. Și... da, asta încoa. Nu niciunul aici, e bine. Hai cu TNT-ul. Ok, fugi, 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 fugi că mori, fugi Vasilii că mori. Mamă, ce m-am demergit aici. Stai, poate mai da acum și o grenadă și mor. Stai, acum încep să vorbească și în franceză rusul. Lasă-mă pe unul că zicea chelcășos. Nu știu ce înseamnă chelcășos, dar știu că e în franceză, mai mult dată nu știu. Deși asta a spus-o de un rus. Nu e în franceză și e în rusă? Cine știe? Ia vreun secretaria pe aici ceva, niciunul. Un MP40, mamă, ce secretaria. Hai, dăm cu apușca. Uite-l acolo, am tras pe lângă că de ce aș trage în el. În asta l-am luat? Se pare că nu. Hai mă. Hai că l-am luat pe ăsta, l-am luat în căpău. A aruncat o grenadă, dar n-a dat-o bine. Mai e vreunul? Parcă aș... mă simt ca în război. Eu de mic oricum eram pasionat de arme. Mi-am inteles că pe la vreo 10 ani, 9 ani, 10 ani, cam așa, mă duceam în parc, îmi luam puși din alea cu bile, știți voi de care. Erau arme precum cele din Counter, din Call of Duty, din astea, și foloseam muniții niște bile de plastic. Și eu ce făceam? Trăgeam un part pe porumbe și în cap la copii. Eram nebun, știu. Unui copil i-am strâmbat nasul cu o pușcă de aia. Dar pe aia nu o luasem din parc, pe aia o luasem parcă de la un târg, nu mai știu de unde am luat-o pe aia. Era vreo 300.000 pușca aia sau 250 ceva pe acolo. Semăna un pic la caracter, un fel de Kalashnikov, dar care se
Făcea, era ca la shotgun, se arma ca și shotgun-ul. Și am tras o dată la un copil și am strâmbat nasul. Și copilul ăla de pe stradă de la mine. Aoleu, au dau grenezi! Sări! Ah! Bun, am scăpat. Că este în siguranță. Nu mai e niciun ruznac pe aici. Pardon, neamț. Deci asta, deci asta e culmea. Nu e a, ba, da, uite aici. Mă, și miram, bă, apăreau grenadele alea de la sine, ploua cu grenezi. Arunca Hitler cu, cu grenada din Berlin până aici. Deci se aud pe aici. Avem mitralieră. Hai că asta e fain. O, și butoaie explozive. Orgasmică chestie. Așa, dai, 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 dai. Mamă, dar ce scad FPS-urile când tragi cu mitraliera. Sper să nu se simtă pe filmare. Bine, acum am găsit o opțiune bune la ăsta, la Cyberlink. Mi-am luat Cyberlink-ul și sincer ăsta randează mai repede și chiar e bun. Are opțiune în care pot să fac FPS-uri mai multe, chiar dacă, de ce mai filmam 30, pot să ridic la 60 de FPS-uri pe randare, dar mie după aia că ține mai mult randarea, dar ăsta Cyberlink-ul chiar randează mai repede. Cred că o să randez cu Cyberlink-ul de acum. Plus că mi-am piratat o versiune full. Mașina aia nu mai bubuie odată. Hai bă frate, dau cu mitraliera asta și nu bubuie. Bubuie elicopterele din Far Cry și nu bubuie mașinile astea din Call of Duty. Bineînțeles că n-am tras pe la motor, dar totuși. Ok, cred că l-am omorât și pe al meu. Bă, dar oare... Bă, da, vagabonta aia mai e pe acolo? Gagica aia? Muierea aia sau cum... Ești inteligent, că de ce nu? Trebuie să-i împuși pe ai mei. Mă, ce se bubuie pe acolo. A, uite un butoi care bubuie. Cred că trebuie să aștept să vină mașina aia. Hai mă, vină o dată mașina aia. Hai mă, vină o dată mașina aia. Eu vreau să trag în butoiul ăla de acolo, că e de la care bubuie. Hai mă, vine mașina aia odată. Hai mă, nu mai vină o dată mașina aia. Hai mă. Am dat pe lângă. A, bă, le dau un cap și nu mai mor. Hai, unde mai sunt ăștia? Uite, e acolo. Da, tot vreau să bubuie ăla. Bun. A, uite, la acolo. Mai sunt? Hai, că dau și eu pe la... A, stai, mai unul pe acolo. Hai, că eu dau pe la geamuri doar ca să bubuie ceva. Mă, ce-o bubuit acolo. Cred că asta a fost. Mă, ce bubui pe. Deci trebuie să mă dau la o parte de la geamuri. De ce? A, acum înțeleg de ce. N-ai fain, că ăsta e nebun și nu se dă la o parte. Bă, ăsta e generalul ăla care ne antrena la început, nu ăla. Mă, dar cum îi face pălăria. E fain, nu mai e tancul aici. Nu e tancul, dar a bubuit geamul ăla sau... A, e acolo tancul. De ce ar trebui să merg să-mi iau explozive? Dă-te bă la o parte. Ok, unde trebuie să merg să-mi iau explozibilele, că nu știu. Sau nu trebuie să-mi iau explozibil și doar să-l bubui cu explozivul. De a, stai. A, mea. Stai la galbene pe tank. Trebuie să mă duc direct să-l bombardez. Să-i pun bomba, nu să... Dăm cu asta. Bă, dar un sniper nu mai puteam să găsi și eu pe aici. Dă-te mă... Mă, dracu rus, până unde a venit. Mai dă niște muții încoa. Bă, dar un sniper n-am putut și eu să găsesc. Trebuia să mă uit prin clădirea aia pe acolo. Poate găseam vreunul ceva. Era bun acum să-i omor pe ăștia. Hai cum mă bat prin ăștia, întâi eu omor pe soldat și la sfârșit la stancul. Ce e mai greu la final, nu? Să fiu atent să nu-i mai omor pe... Stai că tancul se bage pe aici. Mi-a dat și grenada bu... A tras și tancul, perfect. Ia mă, grenadă. Ok, l-am bubui pe unul că s-au zis cum a țipat. A, s-a băgat și aici. E fain că l-am dat nici nu mai știi care. Ăla-i cu mine. Bă, dar ăștia se amestecă pe aici. Nu e prea bună inteligența la... Inteligența artificială la jocul ăsta. Bine, dar nu sunt programator IT și alte de-astea ca să zic chestii de genul. Dar totuși, părerea consumatorului.
Am vreo ceva pe aici, nu e un sniper, un sniper amărât, nu găsesc și eu pe aici să îmi împuși pe ăștia mai ușor. Dacă acum dă o rachetă și mă omoară. Mă, când mă... ce ziceam? Mi-a dat acum o ghiule. Aoleu, se uită fix în coace, tancul nu e bine. Mă rog, are ținta îndreptată spre mine. Aoleu, fix după mine trage. Uite tancul, hai să... Da, acum... Dar bine că trebuie să se întoarcă spre mine. Nu mă spre mine trage. Fugi. Cred că bubuie. Da, hai că a bubuit. Și realistic e focul. Și acum, partea asta. Ok, se pare că mai avem de lucru pe aici. Atât? Hai că ajunge, te-am filmat. Continuăm data viitoare cu Stalingradul ăsta. Bă, eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați cât un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les.